Mulțumesc, domnule președinte. Titlul declarației mele politice este prin contestarea bugetului Klaus Iohannis se răzbune pe PSD blocând România. Cu mai bine de două săptămâni în urmă, Parlamentul a adoptat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe anul 2019. Un buget generos cu alocări istorice pentru domenii prioritare ca sănătate, învățământ și pentru investiții. Cu toate acestea, România este blocată. Sunt blocate investiții, accesări de fonduri europene, creșterea alocațiilor pentru copii, sunt blocate toate investițiile la nivel local și toate acestea pentru că președintele Iohannis a contestat legea bugetului la Curtea Constituțională. Este primul buget contestat de un președinte la Curtea Constituțională. De ce face președintele asta? Pentru că președintele este în campanie electorală și vrea să obstrucționeze activitatea guvernului pentru a putea spune că PSD nu și-a respectat promisiunile din programul de guvernare. Pentru că președintele știe, sau cel puțin ar trebui să știe, că onorata Curte Constituțională nu se poate pronunța asupra modului în care un guvern își alcătuiește bugetul, doar dacă există elemente de neconstituționalitate în sensul nerespectării textului din Constituție, care spune că nu poți să te angajezi în cheltuieli bugetare fără să arăți sursa. Ori asta nu s-a întâmplat cu bugetul pe anul 2019. Care sunt consecințele acestui gest fără precedent făcut de un președinte la adresa propriei țări? Guvernul a alocat pentru 2019 circa 5 miliarde de euro pentru investiții. Acestea însă nu pot fi demarate pentru că președintele Iohannis a blocat bugetul. Asta înseamnă că în fiecare zi lucrătoare din 2019, care trece fără buget adoptat, valoarea medie a investițiilor întârziate în România este de 20 de milioane de euro. Dar pe președinte nu îl interesează investițiile și economia, ci doar campania sa electorală. Președintele Iohannis a blocat și majorarea alocațiilor pentru copii, prevăzută în legea bugetului pentru anul 2019. Așadar, chiar dacă guvernul a pregătit banii, aceștia nu vor putea fi acordați. Dacă bugetul propus de PSD-ALDE nu este bun, să ne amintim că domnul Iohannis a aprobat bugetul guvernului Cioloș, care prevedea cu 10 miliarde mai puțin la educație, cu 16 miliarde mai puțin la sănătate și cu 10 miliarde mai puțin pentru comunitățile locale. Este o minciună că autoritățile locale ar fi primit mai puțin cu un miliard față de anul trecut. Au primit cu 4,6 miliarde în plus. Este o minciună că educația e subfinanțată. În 2019, educația a primit cel mai mare buget din istorie, 31,2 miliarde lei față de numai 21,6 în guvernul meu. Dacă plângerea sa la Curtea Constituțională va fi respinsă, președintele Iohannis va trebui să-și ceară scuze românilor care așteaptă realizarea noilor investiții în drumuri, școli și spitale, copiilor și părinților care nu au primit alocațiile mărite de la 1 martie și cetățenilor care așteaptă realizarea investițiilor în localitățile și județele lor. Deputat Cristina Elena Dinu, mulțumesc.